Poate vă întrebați ce înseamnă o bucătărie la cheie? Am aflat pentru dumneavoastră că există cuptoare tehnologizate, care pregătesc chiar și lista de cumpărături necesară pentru ceea ce doriți să gătiți la cină. Avem plită de top care nu ard niciodată mâncarea, ci o păstrează la cald. Am descoperit mașini de spălat atât de delicate că pot spăla chiar și un trandafir natural. Vă prezentăm cel mai mare frigider din Europa, de dimensiunile unui dressing mic, și am făcut testul magnetului pentru plitele cu inducție. Suntem alături de domnul Florin Oltean în showroom-ul de echipamente electrocasnice, gama premium și mobilier de bucătării. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Sper că vă place la noi în primul rând. Aici putem să oferim clienților de la electrocasnice premium mobilier de bucătărie și chiar veselă. Astfel putem oferi unui client o bucătărie la cheie, ceea ce probabil mulți clienți își doresc, să nu mai își bată capul mergând în diferite locuri pentru a-și crea propria bucătărie de vis. Observ că aveți electrocasnice extrem de moderne și inovatoare, au funcții diverse. Spuneți-mi puțin ce vedem aici. Este o plită de gătit cu trei funcțiuni? Nu, aici avem o plită Tepan, o plită pe care gătim în special mâncare asiatică. Practic nu mai folosim tigaie, punem alimentul direct pe plită și astfel nici uleiuri nu avem nevoie. Practic e ceea ce se întâmplă în restaurantele japoneze. Probabil dacă mergeți o să observați că mâncarea se pune direct pe plită. Iar lângă avem o plită pe gaz. Practic acesta e gândit ca și un combi set. Putem avea mai multe tipuri de plite înșirate una lângă alta, astfel să putem avea o bucătărie profesională din punct de vedere al construcției. Putem să gătim orice pe aceste plite. Chiar acasă la noi putem să gătim pe una din ele, în paralel legume sau pește, din coace o ciorbă. Exact, da. Dacă ne place foarte mult mâncarea, pe lângă plita Tepan, plita pe gaz, mai există o plită pe inducție wok și o plită pe inducție normală și chiar și un grill de interior care include o rocă vulcanică pe care putem să gătim în așa fel încât să ne dea senzația că suntem afară lângă o pădure. E acea plită pe care poți găti un steak de vită, de exemplu, direct pe plita, aceea care imită piatra? Exact, da. Noi avem aici inclusiv cursuri de gătit cu anumiți bucătari și, printre altele, cursul de carne de vită e cel mai frecvent. Cu siguranță. Avem aici plita aceasta pe inducție și văd că are două secțiuni. Sunt diferite? Nu chiar. Plita pe inducție aceasta are patru ochiuri, de fapt, care, la rândul lor, pot fi unite, două câte două, pentru a putea găti pe un vas mai mare. Care e diferența între plita pe inducție și cea electrică? Așa, la prima vedere, pare asemănătoare. Pentru un ochi de necunoscător, nu știu, principiul de funcționare ar fi diferit? Exact, principiul de funcționare este diferit. În rest, ca și design, e destul de greu să ne dăm seama care e o plită pe inducție și care este electrică, dacă acestea nu funcționează. Plita electrică, practic, regăsim o siguranță care se încălzește și atunci sticla va deveni roșie în timpul funcționării. Avem nevoie de vase speciale pentru această plită? Nu e vorba neapărat de vase speciale, e pur și simplu niște vase care au inserție metalică. Practic, putem face un test acasă, luând un magnet, iar dacă acesta se prinde de fundul tigăii, înseamnă că va funcționa pe inducție. Avantajul major al plitelor pe inducție este că e mult mai rapid decât o plită electrică sau o plită pe gaz. Așadar, dacă punem la fiert apa pentru ceai pe o plită cu inducție, fierbe mai repede ceaiul? Da, se întâmplă aproape instant. E asemănător cu ce face un fierbător instant plita pe inducție. Există anumite dezavantaje, nu știu, ar putea fi ceva de luat în considerare în momentul în care trebuie să alegem între o plită sau alta? Doar în cazul în care nu avem nicio tigaie acasă care să funcționeze pe plita pe inducție și asta ar fi singurul dezavantaj. Mulțumesc! Avem în spatele nostru cuptoarele aferente acestor plite. Spuneți-ne care sunt diferențele între ele și pe ce principiu funcționează? De exemplu, sus în dreapta avem un cuptor electric cu abori. La cuptorul cu abori putem găti, în primul rând, o mâncare foarte sănătoasă și într-un timp mult mai scurt decât la un cuptor clasic electric. Un alt avantaj este faptul că putem găti trei tipuri de mâncare în același timp și astfel să avem un meniu întreg, pește, cu orez și cu legume. Există trei secțiuni în interiorul cuptorului și poate găti la temperaturi diferite?
Practic, nu e vorba de temperaturi diferite, ci e vorba de gătit la aburi. Iar temperatura aburilor e aproximativ aceeași. Meniul cuptorului ne dă posibilitatea aceasta să gătim pe trei nivele diferite, trei tipuri de mâncare diferite. Cuptorul mă va anunța la ce interval de timp se introduc mâncarea, pentru că eu nu le voi pune pe toate trei în același timp, doar le voi scoate pe toate trei în același timp. Asta e partea cea frumoasă. Putem să-l deschidem puțin să vedem cum arată interiorul acestui cuptor? Acesta e un model de 45 de centimetri, adică un model compact, dar de asemenea se poate achiziționa și în variantă extra large, adică de 60 de centimetri. Spuneți-mi cât de complicat este să folosești aceste aparate atât de tehnologizate? Este foarte simplu, acestea au un meniu foarte intuitiv și practic dacă eu vreau să gătesc ceva, trebuie doar să îmi aleg din secțiunea de rețete pe care știe să le facă acest cuptor. Observ meniurile în limba română, așadar sunt ușor de folosit și de către persoanele în vârstă. Nu știu cât de mult tehnologia aceasta sperie și inhibă anumite categorii de persoane? Oamenii au început să fie tot mai primitori cu tehnologia. Practic au observat că li se ușurează foarte mult munca și atunci de la butoanele rotative la display mare este foarte simplu de ajuns. Având în vedere că modelele care sunt foarte tehnologizate ne oferă posibilitatea de a nu greși în procesul de gătire, de a fi foarte pe exact. În ce măsură v-ați lovit și de situații în care ați avut clienți care au cumpărat anumite produse și au revenit apoi cu telefonul, nu știu, că au întâmpinat o dificultate, nu mai știu să pornească sau să seteze un anumit program, s-a întâmplat? Da, se întâmplă și acest lucru, este ceva normal, dar noi de asta suntem aici pentru a-i ajuta. Practic, experiența showroom-ului nostru e diferită. Avem în față un alt tip de plită. Ne spuneți dacă este vreo diferență între ceea ce am mai văzut și cea de față? Este tot o plită pe inducție, doar că în cazul de față avem o funcție nouă, funcție de temp control, prin care plita știe să gătească de una singură anumite mâncăruri. De exemplu, noi am făcut niște ochiuri și fiind un showroom, evident există și clienți. Am pus ouăle în tigaie și ne-am făcut de lucru prin showroom, urmând ca după o oră să revenim la plită să vedem ce s-a întâmplat. Plita nu a ars ochiurile, doar le-a ținut la cal după ce a terminat să le gătească. Și, de asemenea, acest model de plită poate fi conectat și la sistem de Wi-Fi, sistem de casă inteligentă și atunci pot să-mi selectez toate aceste opțiuni de pe telefon. Mi se pare uimitor, ai un fel de ajutor de bucătar întotdeauna lângă tine care te împiedică să faci scrum ce uiți pe foc? Exact, exact, da. Pentru persoanele care, să spunem așa, nu sunt foarte familiarizate cu procesul de a găti sau nu le place foarte mult, dar în schimb vor calitate, plita aceasta este soluția. Ideală pentru începători, aș zice. Exact, mi-ați îngăsit cuvintele care îmi lipseau. Văd și o hotă fantastică care, nu știu, a răsărit din ant aici, în fața noastră. Da, este o hotă de blat, e foarte spectaculoasă în primul rând și ce e cel mai important este faptul că e foarte puternică. Asta ne dorim de la o hotă. Și aici avem un șervețel care le arătăm clienților testul cu șervețelul. Știm foarte bine că un șervețel este mult mai greu decât aburul și astfel, făcând testul, am văzut cum a tras șervețelul în interiorul hotei. Este foarte puternic, într-adevăr. Avem în spate o mașină de spălat mai specială, am înțeles? Da, este o mașină de spălat vase, complet incorporabilă, gândită de producătorul nostru, în așa fel încât, în cazul în care ne alegem un mobilier la care nu avem mânere și nici gole, totul este prin push-pull ca și deschidere, batem de două ori la ușă, iar mașina își deschide ușa. Wow! E în așa fel încât să nu punem un mâner pe mobila. Și nu mai trebuie nici să folosim simpla apăsarea aceea cu click-clack să se rabateze ușa, e de ajuns să batem de dor la ușă și deschide. Exact, da. Totul se întâmplă datorită tehnologiei. Fagurul de miere pe talpa de fier ajută foarte mult la crearea unei presiuni uniforme. Astfel, aburul va merge pe fiecare latura hexagonului atunci când eu îl presez pe masă. Și acum
pot să-l folosesc. Și pot să arăt și partea de... Aici regăsim un cuptor de top cu un display M-Touch capacitiv, care putem să îl conectăm la un sistem de casă inteligentă sau la un Wi-Fi, urmând ca ulterior să-l comandăm dintr-o aplicație. De asemenea, avem și posibilitatea să verificăm ce se întâmplă cu celelalte aparate din casă. În cazul nostru am accesat aparatul cafetiera, dar de asemenea poate fi conectat și o mașină de spălat și un uscător. Practic, acest sistem este îngândit în felul acesta, deoarece mașina de spălat și uscătoarele nu le avem într-o bucătărie, acestea se află într-o altă încăpere și avem acces mai greu la ele. Atunci, ca să nu tot verificăm mergând la ele, putem să vedem pe cuptor ce se întâmplă cu lucrul acesta. Putem verifica statusul și alte programe. De asemenea, acest lucru se poate face și de pe o tabletă sau de pe un telefon. De exemplu, hainele au fost introduse în mașină și de la birou putem să îi dăm drumul la mașină să funcționeze. Acest lucru ne ușurează munca. Poate nu avem timp să-i dăm drumul fix în momentul respectiv la mașină sau avem o persoană care se ocupă de îngrijirea casei, dar nu este la punct cu toată tehnologia modernă. Cuptorul vine, după cum observăm, fără mânere. Astfel, deschiderea acesteia se face foarte simplu, printr-o simplă apăsare de buton. Cuptorul își deschide ușa. Iar tot cu acest display, cuptorul vine cu peste 100 de rețete automate. Astfel, dacă vreau să gătesc ceva, de exemplu carne, el ne secționează tipul de carne pe care știe să le gătească. Îmi aleg, de exemplu, vită și, la fel, aici ne arată ce tipul de vită știe să gătească. Mergem, de exemplu, pe roast beef și dorim să o prăjim. Mă întreabă cum doresc să fie, mai în sânge sau mai pătruns. Mie, personal, îmi place mai în sânge. Pentru asta, cuptorul este dotat cu o sondă de temperatură care este wireless. Această sondă se va introduce în mijlocul bucății de carne și, practic, tot ce am cerut eu cuptorului va face pentru mine. Eu nu va mai trebui să răsfoiesc manualul de bucate, nu va mai trebui să setez timp, temperatură, totul va face cuptorul pentru mine. Mai mult de atât, după ce am terminat de gătit, cuptorul este dotat cu funcție de piroliză, adică o funcție de autocurățare. Voi închide ușa cuptorului și cuptorul se va autocurăța. Tot de pe aplicație pot să îmi selectez ce vreau să gătesc. Îmi aleg rețeta și aplicația mă întreabă pentru câte persoane va fi această rețetă. De exemplu, pentru 4 persoane îmi face o listă de cumpărături cu fiecare gramaj, îmi explică câte calorii are mâncarea respectivă, pe urmă îmi arată videouri cum ar trebui să gătesc, de exemplu îmi arată cum să tai corect ceapa, cum să sparg ouăle și așa mai departe, iar la final îmi arată pas cu pas cum trebuie să fac mâncarea pentru a ieși perfect. Practic, chiar dacă nu sunt un bun bucătar, cuptoarele de la mine mă vor ajuta să am o masă perfectă. Avem alături cel mai mare frigider de pe piața europeană. Acesta vine pe o dimensiune de 2,20 înălțime, avem 90 de centimetri lățime și este complet incorporabil. Ce e foarte special la acest aparat e faptul că avem un sistem Master Fresh prin care eu îi spun frigiderului ce am introdus în interior și își creează o temperatură și o umiditate perfectă pentru alimente, astfel încât acestea să reziste cât mai mult timp în frigider. De asemenea, acest frigorific vine dotat cu sistem de iluminare Brilliant Light pentru a avea o viziune perfectă la alimente și avem un sistem de reglare a poliților de sticlă pe șină, astfel încât să fie foarte ușor să-mi aranjez frigiderul.
Dacă observăm și balamalele, ne putem da seama cât este de impunător acest frigider. Iar lângă el regăsim un congelator incorporabil, care este de asemenea unic pe piață, deoarece fiind incorporabil, are dozator de apă și de gheață la vedere. Are și un senzor de mișcare, astfel dacă mergem noaptea și dorim să bem un pahar cu apă, tot ce trebuie să facem este să ne apropiem de el și el ne va detecta. Astfel nu va mai trebui să aprindem becul din... Și poți poziționa paharul de apă la locul potrivit ca să nu... nu... Da, este foarte simplu. Da? Chiar vreau să bem un pahar cu apă. Tot ce trebuie să facem este să poziționăm paharul, să apăsăm pe buton și apa va curge. Aceasta de asemenea este filtrată. Mai avem posibilitatea să ne facă cuburi de gheață și gheață pisată, în cazul în care dorim să facem un party la noi acasă. Ne aflăm în zona întreținerii rufelor și îl avem alături de noi pe reprezentantul showroom-ului, care ne va spune câteva cuvinte despre această mașină de spălat foarte specială, cel puțin starea în care o vedem aici este wow! În primul rând am dorit să arătăm din punct de vedere constructiv ce face diferit produsul nostru față de o altă mașină de spălat rufe de pe piață. În primul rând, observăm ca și contragreutate având fontă. Fonta este foarte grea, spre deosebire de beton, cum este folosit la alte mașini. Astfel, o mașină de-a noastră ajunge la 100 de kg ca și greutate, fiind foarte stabilă la centrifugare. Pe urmă, cuva este susținută de către 4 arcuri și mai sunt folosite 3 amortizoare ca să echilibreze perfect mașina în timpul spălării. Spuneați de acea contragreutate care echilibrează centrifugarea, așadar eliminăm riscul de a pleca mașina de pe loc, la propriu, cum se mai întâmplă cu mașina de spălat obișnuită? Exact, practic în timpul spălării nici nu sesizăm că mașina spală, este atât de silențioasă încât dacă nu știm că a fost pornită, o să credem că nu funcționează. Observăm chiar că avem inclusiv bureți pentru a-i sonoriza perfect mașina în timpul spălării. Pe lângă aceasta mai avem o cuvă de inox. Cuva de inox știm foarte bine că e igienică și nu folosim un plastic. Plasticul are și riscul de a se sparge în timp. Observ niște forme geometrice mai aparte în formă de fagură pe interiorul tamburului. Au vreun rol sau e pur estetic? Nu, practic acest tambur este patentat de către producătorul nostru și acest tambur creează o peliculă de apă între material și metal în timpul spălării. Astfel, acesta nu va deteriora rufele în timpul spălării. Chiar mai mult, s-au făcut și teste și s-a ajuns la concluzia că acest tambur protejează până la 4 ori mai mult un material decât orice alt tip de tambur de pe piață. Practic evităm să scămoșăm rufele, să le rupem firele, să se deterioreze înainte de vreme? Exact. Acest tambur prelungește viața unei haine. Și am făcut chiar și un test, îmi pare rău că nu l-am făcut și data aceasta. Am introdus un trandafir natural pe care l-am spălat pe programul de mătase, acesta fiind cel mai sensibil program de spălare. Practic, tamburul acesta, înainte să fie pus pe mașina de spălat, este testat în fabrica cu un ciorap de către angajați. Iar dacă ciorapul nu este agățat în tambur, acesta poate fi pus pe mașină. Așa funcționează construcția. Și ce a pățit trandafirul până la urmă? Trandafirul a fost scos după spălare din mașină, exact cum a fost introdus inițial. Putea fi oferit cuiva? Exact, da. Este incredibil. Am în mână o monedă cu care voi face un test de rezistență a frontului aparatelor noastre. Am lovit cu putere și observ că nu se zgârie aparatul. Practic, dacă avem o mașină lucrată și tehnologizată în așa fel încât să reziste cel puțin 20 de ani de funcționare, e important și aspectul fizic și al designului să nu se deterioreze în timp. O bucată din Italia am ales să testăm astăzi în showroom-ul de obiecte sanitare și plăci ceramice premium. Vă întrebați de ce avem nevoie de plăci ceramice care imită perfect metalul sau lemnul? Știați că mozaicul poate fi acel accent fabulos care transformă complet un perete banal? Vă gândeați că o rochie de designer poate fi confecționată din plăci de mozaic sclipitor? Suntem alături de Dana Birtaș, care ne introduce în culise la menajerilor cu bun gust.
Suntem în showroom-ul italian de plăci ceramice și obiecte sanitare de lux. Alături de noi este Dana Birtaș, imaginea acestei companii în Cluj-Napoca. Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi acasă! Doream să vă întreb în primul rând ce tipuri de produse aveți aici în showroom? În acest showroom avem produse pentru amenajări interioare, pentru băi. În primul rând, adresăm clienților care își caută ceva pentru baie, plăci ceramice, obiecte sanitare, baterii, accesorii pentru baie, dar avem plăci ceramice și pentru restul casei, chiar pentru grădină, pentru piscine, plăci ceramice de mari dimensiuni pe care le folosim pentru sau le recomandăm pentru proiecte foarte mari, pentru clădiri, pentru fațade, pentru birouri, pentru spitale. Spuneați că poziționarea brandului este una mediu spre premium. În ce măsură clujenii se regăsesc în aceste produse? Spuneți-ne câteva cuvinte. Cred că noi am venit în acest oraș când era nevoia cea mai mare de produse de acest gen. Și ne-am mulat pur și simplu după piață. Ne-am dus după clienți. Au venit clienții după noi, am mers noi după clienți. Am lucrat și lucrăm în continuare. Partenerii noștri sunt designerii și arhitecții și toți oamenii care se ocupă de amenajări interioare. Pentru că pe lângă plăci ceramice și obiecte sanitare avem și parchet. Aducem și mochetă. Facem și o extensie a brandului despre care o să vorbim mai târziu. De alte produse pentru casă, pentru grădină, pentru tot ce înseamnă frumos și tot ce înseamnă finisaje. Suntem în mijlocul unei amenajări mai speciale, care are o poveste mai aparte. Dacă sunteți amabile să spuneți câteva cuvinte, de ce e atât de specială amenajarea aceasta, tablourile, imaginile? Da, este o amenajare specific italiană, modernizată puțin. Fotografiile sunt făcute în timpul unei excursii în Italia cu partenerii noștri și cu cei cu care noi colaborăm. Fotografiile sunt făcute la casa proprietarului, în crama unde se produce vinul specific zonei. Zona este lângă Verona. Este un vin roșu care, după cum se vede, e degustat împreună cu brânzeturi și mezeluri specific italiene. Și a fost o surpriză pentru proprietarii acestei firme. Noi am făcut colțul acesta și ei l-au văzut doar când au venit. Vin foarte rar. Cred că asta înseamnă că lucrurile merg bine. Există clienți care intră în showroom-ul dumneavoastră și aleg poate doar accesorii sau obiecte de mici dimensiuni pentru a da o altă atmosferă încăperilor dânșilor? Da, bineînțeles. Există clienți care vin la finalul amenajării să-și mai cumpere ceva, un robinet, un accesoriu pentru baie, să-și completeze cu un mozaic, o placă ceramică cumpărată poate din altă parte sau care deja există și vor să o păstreze. Cei mai mulți au surpriza că ar fi putut să cumpere tot de aici, pentru că, cum vă spuneam, ne adaptăm și gusturilor și bugetelor tuturor. Avem designer propriu care face amenajarea pentru clienții noștri, chiar ajutând designerii care poate nu au timp să facă lucruri mai de amănunt. Ce înseamnă plăci de mari dimensiuni și de ce ar fi asta un avantaj pentru clienți? Plăcile de mari dimensiuni, noi le-am prezentat prima dată acum 7 ani când am venit în acest oraș și atunci apărusele plăcile de 1 metru pe 3 metri. Erau percepute ca și plăci de mari dimensiuni, inclusiv plăcile de 60 de centimetri pe 1,20 m. Avantaj că faci ceva deosebit, ai curajul ca în baia ta sau în casa ta, pentru că poți să le pui pe hol, în bucătărie, pe pardoseală, pe perete, ai ceva ce poate alții nu au curajul încă să aibă. Asta pe de o parte, pe de altă parte și ca funcționalitate, pentru că ai un perete care continuu, care arată foarte bine. Fără de limitări și probabil că vizual spațiul este deschis.
Exact, este deschis. Dacă se alege un finisaj lucios, atunci se oglindește și mai bine lumina, apare spațiul și mai mare. Am observat în ceea ce privește obiectele sanitare că aveți, de exemplu, aici o cadă cu poziționare pe centrul încăperii. În ce măsură acest tip de obiect poate fi amplasat în băile clujenilor? În general, băile de apartamente sunt mai mici. Tipul acesta de căzi se caută și pentru apartamente cu băi de mici dimensiuni, pentru că avem și alte dimensiuni mai mici decât aceasta care este expusă aici și care are 1,70 m. Și pentru băi foarte mari, unde sunt într-adevăr mai bine puse în valoare. De exemplu, într-o baie de apartament, unde încape pe un capăt cada, se poate face o treaptă și atunci e mai bine pusă în valoare. Gândești un fel de postament, exact, pentru a o scoate în evidență? Exact, se scoate în evidență cu un postament sau se pune un mozaic sau e într-adevăr un pic mai greu de întreținut lateral sau în spatele căzii, dar nu e imposibil. Sunt care și-au dorit asta și au făcut asta și sunt mulțumiți și le place și arată bine. Să înțeleg că nu ai nevoie neapărat de un conac sau de o vilă cu 7 camere pentru a expune asemenea piese de mobilier și accesorii sanitare? Bineînțeles că nu. Bineînțeles că este nevoie de spațiu, de asta sunt clienți care aleg să pună această cadă ca pe un element deosebit în dormitor, de exemplu. O cadă în dormitor mai vezi doar prin filme sau cel puțin așa ne imaginăm în general? Am avut surpriza să merg la niște prieteni care și-au pus cada aceasta într-o mansardă. Wow. Deci chiar arăta deosebit și era în dormitor, era o perdea, deci se pot face... Putem veni cu idei, avem foarte multe cataloge de unde ne inspirăm și noi. Să nu uităm că suntem în Cluj și în general există percepția că suntem noi clujenii puțin mai conservatori. Ce ne puteți spune despre preferințele clienților care vă calcă pragul? Preferințele diferă în funcție de vârsta lor sau putem avea surprize? Putem avea surpriză inclusiv pentru ce ați spus, pentru zonă. Pentru că noi avem showroom-uri în, practic în toate zonele țării. Și cele mai îndrăznețe vânzări se fac în Cluj. Cele mai îndrăznețe produse se aduc la Cluj. Pentru că sunt foarte mulți oameni deschiși la minte. Și am avut surpriza ca oameni foarte tineri să vină și să ceară stilul clasic. Poate pentru că au fost într-o excursie în Italia și le-a plăcut ceva vechi de acolo, poate pentru că au citit o carte de unde au rămas cu ceva în minte și oameni la altă vârstă, acum vârstele s-au mai schimbat puțin, să-și dorească lucruri foarte moderne care să-i facă să se simtă în continuare în formă. Și ancorați în tendințele designului interior. Noi, în general, nu alergăm după tendințe, nu facem lucruri absolut extravagante decât dacă clientul într-adevăr își dorește asta. Foarte mult ne bazăm pe ce aleg designerii pentru clienți, arhitecții, le respectăm felul de a lucra și de a amenaja. Încercăm să le aducem lucrurile de care au nevoie. Ați spus că sunteți foarte atenți la gusturile clienților, ele sunt pe primul plan și în general încercați să faceți un fel de profil al clientului în momentul în care vă calcă pragul și remarcați privirea lui, în ce direcție se îndreaptă, lângă ce aranjamente stă mai mult. Da, stăm mult de vorbă pentru că e, până la urmă, alegerea se face bazată pe niște emoții. Baia e locul unde îți începi ziua și unde îți finalizezi ziua, locul unde ești singur, locul unde trebuie să te simți bine cu tine și în cadrul în care ești. Și fiecare se simte, deci oamenii sunt surprinzători și totdeauna, tot timpul descoperim lucruri noi la oameni și cred că și ei își descoperă despre ei lucruri noi când vin aici și sunt surprinși că le place ceva. Vin să caute plăci vesele, roșii sau mai știu eu și pleacă alegând un mozaic cu minte, dar care dă căldură. Avem aici mostre de mozaic atât de speciale încât am senzația că suntem în atelierul unui designer vestimentar. La fel de bine ar putea fi niște rochii de seară strălucitoare. Da, chiar am avut acum 4 ani un eveniment la București cu un designer foarte cunoscut în România, cu Stefan Pelger, unde dânsul a ales să pună mozaic pe rochii și să facă niște rochii cu accente de mozaic.
O idee wow, într-adevăr, seamănă cu niște paiete. Chiar pot să spun că un perete sau un stâlp îmbrăcat în asemenea mozaică ar schimba total aspectul unei băi sau al unei camere, de ce nu? Da, da. Așa este. Observ aici, aveți mai multe nuanțe. Fiecare pleacă e altceva. În fiecare moment descoperi altceva când te uiți. Pe asta e forma hexagonală foarte... în vogă în ultimii ani. Da, observ hexagoanele pe care le-am mai remarcat și în plăcile ceramice pentru podea. Da, plăci ceramice pentru podea, hexagonale, plăci ceramice pentru pardoseală. Noi avem majoritatea plăcilor ceramice se pot pune și pe pardoseală și pe... Această formă mai aparte se folosește în general pentru băi sau pentru holuri, bucătării? Iarăși, se folosește pentru băi, se folosește ca accent pentru baie, se folosește ca toată baia să fie cu mozaic, doar podeaua se face cu mozaic, doar zona de duș se poate face cu mozaic. Iarăși, holul, balconul, livingul. Practic nu există nicio limită și niciun fel de regulă. Doar imaginația și deschiderea clienților. Exact, exact. Clienții sunt foarte informați, studiază foarte mult, se uită pe internet foarte mult, foarte mulți vin cu imagini de pe Pinterest sau de pe alte... Deci vin cu temele făcute. Da, foarte mulți. Da. Sunt oameni foarte informați, sunt oameni tineri mulți, care mulți lucrează în domeniul IT. Și se informează și știu ce-și doresc. În general, clienții vin pur și simplu la dumneavoastră în showroom sau vin la recomandarea unui designer interior sau, de ce nu, chiar însoțiți de acest designer? Sunt mulți care vin singuri, sunt foarte mulți care vin cu designer, sunt mulți care vin că au văzut în casa prietenilor băi sau podele care le-au plăcut, amenajări care le-au plăcut, sunt care ne găsesc pe internet, deci... Vin din toate direcțiile, lucru care ne bucură foarte tare. Să nu uităm că suntem într-un showroom cu produse premium. De aceea aș fi curioasă oare ce ați răspunde unui client care ar obiecta că o gresie sau o faianță este aceeași, indiferent că o cumpără de la dumneavoastră sau dintr-un magazin normal, contează doar brandul pe care îl plătești în plus. Avem și noi toate brandurile. Sunt multe branduri pe care le avem și noi și se regăsesc și în marile magazine. Ce îi spun? În primul rând îl las să se uite, îi arăt cataloage, mă uit ce reacție are, îl fac să se simtă binevenit și să se simtă confortabil, pentru că eu cred că avem un showroom cu multă atmosferă și cu multă căldură. Observ și multe cataloage aici, multe cărți. Suntem ca într-o bibliotecă. Da, biblioteca a fost o treime din cât e acum și am tot extins-o. Și știți cum e, gresia și faianța nu o schimbi foarte des, spre deosebire de alte lucruri în casă. Și atunci e bine să alegi informat și să fii sigur că ce ai ales e ceva ce... nu te va plictisi sau o să face plăcere mai mult timp de aici înainte. Bineînțeles că e un domeniu care evoluează ca și domeniul modei, ca și domeniul vestimentar. Poate că nu e întâmplătoare comparația, de cele mai multe ori și o ținută vestimentară se schimbă total când schimbi accesoriile. Observ multe culori neutre și cred că diferența o fac și accentele de culoare pe care le putem plasa. Bineînțeles, acum tendința ultimilor ani, tendința deodată cu criza, acum mai bine de 10 ani, au revenit foarte mult plăcile clasice, marmorate, care ieșiseră cumva din trend și se purtau foarte mult în anii respectiv culorile. Da, e ceea ce avem în spatele nostru. Exact, pentru că, exact cum se spune, clasicul nu moare, nici peste 20, 30, 50 de ani arată la fel, sau place, sau se poartă, că doar se poartă plăcile vintage care se purtau acum mulți ani. Suntem în fața unor plăci ceramice de foarte mari dimensiuni care imită metalul. Ce ne puteți spune despre ele? Cred că puțină lume ar recunoaște că sunt într-adevăr plăci ceramice. Da, noi am prezentat aceste plăci acum 7 ani.
E o placă ceramică de 1 metru pe 3 metri cu greutatea de 7 kg. Foarte ușoară, foarte, pentru că plăcile ceramice sunt foarte grele. Sunt plăci care se pot folosi la toate amenajările. Sunt plăci cu care s-au făcut fațade ventilate, de exemplu. O întrebare ar fi de ce să alegem aceste plăci ceramice și de ce nu o bucată de metal, propriu zisă? Pentru că metalul trebuie tratat, ruginește. Asta imită un metal ruginit, dar e într-adevăr o imitație foarte reușită. O copie foarte reușită. Imitație sună ieftin, poate. Dar... De ce am alege aceste plăci ceramice, am înțeles, dar spune tine dacă sunt solicitate pentru amenajările domestice, pentru locuințe personale sau în general sunteți contactați de dezvoltatori imobiliari sau instituții pentru asemenea produse? Produsele acestea trebuie să recunosc că ne-a luat și nouă timp să le înțelegem ca să putem să le oferim mai departe. În același timp, clienților pentru rezidențial le-a luat timp să aibă curajul să ceară așa ceva. Și la început am făcut proiecte mari, unde s-au montat mii de metri pătrați. În Cluj, anul trecut, a fost primul proiect pe care l-am făcut, proiect de anvergură, pentru că proiecte mai mici am făcut și până anul trecut, inclusiv case. Am vândut, livrat și montat 1700 de metri pătrați de plăci ceramice de mari dimensiuni, cu grosime de 5 mm, asta e de 3, montat pe pardoselă flotantă. Deci a fost o provocare pentru noi din toate punctele de vedere. A ieșit foarte bine. E o firmă renumită de arhitectură din Cluj, care ne-a spus că a fost primul proiect unde au avut surpriza ca finalul să fie mult mai reușit decât randările. Aceste plăci se pot monta pe pardoseală sau doar pe pereți? Se pot monta și pe pardoseală. Bineînțeles, trebuie specialiști să facă asta. Noi avem echipe de specialiști care fac asta. Oferim și montaj pentru proiecte. Avem colaboratori cu care lucrăm inclusiv pe proiecte mai mici, pe case, pe ce are nevoie clientul, asta facem. Suntem în mijlocul unei băi cu accente victoriene. Vedem aici plăci ceramice care imită panourile de lemn, boaserie, se numesc. Da, aceasta este o baie pe care nu am schimbat-o de când am deschis showroom-ul de 7 ani respectiv și nici nu o să o schimbăm decât dacă nu o să o mai producă furnizorul, pentru că e o baie care place în continuare, ca dovadă că ce e clasic nu moare. Nu se demodează niciodată. Nu se demodează, tot așa e o baie care s-a cerut și de oameni tineri, de oameni de toate vârstele, care s-a comandat în tot felul de combinații, cu plăcile care imită tapetul, cu plăcile care copiază lemnul de pe jos, cu lemn. S-au montat în bucătării, s-au montat în băi, în dușuri, peste tot, deci e ceva ce place în continuare. Suntem în mijlocul unei băi de mici dimensiuni și vrem să vedem în ce măsură plăcile ceramice de foarte mari dimensiuni și obiectele sanitare închise la culoare dau senzația de spațiu mic și claustrofobie sau nu. Ce ne puteți spune? De asta am vrut să venim aici, pentru că este un exemplu de baie mică. Baia va fi un pic mai mare decât e prezentat aici, dar oricum e o baie mică, unde s-au folosit plăci ceramice de mari dimensiuni, 1,20 m pe 2,40 m. Aceeași placă o avem la 1,60 m pe 3,20 m. Dar aici a fost folosită această placă, care, pe lângă faptul că e mare, e și închisă la culoare, dar e lucioasă și atunci luciul reflectă lumina și dă impresia de spațiu și mai mare. Placă mare combinată cu plăcuțe mici de mozaic și cu obiecte sanitare negre, lucioase. Aceste obiecte se comandă și mate. Bineînțeles că personalizăm pentru fiecare client. Noi asta încercăm să facem și asta facem de fapt și asta își dorește și clientul, să facă ceva original doar pentru el. Deși sunt obiecte sanitare închise la culoare, nu dau senzația de spațiu mic, contrar a ceea ce credem noi în general. Da, mai degrabă așează lucrurile. Am aflat foarte multe despre tendințele în amenajarea băilor cu plăci ceramice de mari dimensiuni, cu obiecte sanitare de calitate, branduri renumite. Am aflat că
contrar a ceea ce credem, obiectele sanitare închise la culoare nu micșorează, totul depinde de imaginația și creativitatea designerilor și întotdeauna să ne sfătuim cu cei care sunt aici pentru binele nostru și pentru a ne oferi un aranjament de calitate.